Bună ziua și bine ați revenit! Astăzi am ajuns să descoperim Mangalia și ruinele cetății Calatis care împrejmuiesc centrul orașului. Suntem împreună cu doamna Liliana Bădin, muzeograf din cadrul Muzeului de Arheologie Calatis Mangalia, cât și expertă în istoria grecilor antici care au trăit pe aceste meleaguri. Acest documentar este presărat cu multe informații istorice, cât și descoperiri recente ale Muzeului de Arheologie, care ne arată cum au trăit strămoșii noștri lângă malul mării. Enjoy! Ne aflăm la intrare în orașul Mangalia, discuțiilor cu cei de la primărie, s-a decis ca simbolul orașului să fie acest templu stilizat și, nu în ultimul rând, un fragment din Phoedus, adică din tratatul de pace dintre cetățenii calatieni și Roma. Este primul tratat de pace pe care Roma l-a încheiat în timpul generalului Marc Lucius Terentius Varro, în care cetatea Calatis încheie acest tratat cu armata romană. Este simbolul orașului Mangalia, iar originalul se află la Muzeul de Istorie Națională din București. Pe tot acest areal unde suntem acum este locul necropolei elenistice de secol 4 înainte de Hristos. Din nefericire, toate aceste construcții moderne acoperă în proporții mari aceste morminte, iar la vremea aceea, anii 70-80, de fapt cam prin 80 au început construcția acestor blocuri. Din nefericire, nu s-a săpat așa cum s-a săpat și ne acoperă nouă mormintele, care astăzi probabil ar fi avut un inventar care ne-ar fi spus deci foarte multe. Nu este exclus. Da. Și acum vom merge pe traseul pe care considerăm noi că este vorba de această zonă de necropolă și care, din nefericire, vă spuneam, noi nu avem acces la ea. Nivelul de călcare în această zonă este cam de 2 metri, 2 metri și jumătate, iar acum câțiva ani, în spatele acestui bloc, în urma unor săpături de canalizare, au fost descoperite câteva morminte și câteva inventare funerare. Deci este clar că toată această zonă, inclusiv zona spitalului, da? Zona spitalului, spitalul este aproape de mare, okay. Este acoperit de... Adică față. Da, deci avem toată această zonă de necropolă a orașului Calatis, începând cu secolul 4 înainte de Hristos. Acum suntem în zona în care orașul Mangalia a fost dezvoltat după anul 1980. Construcțiile în această zonă sunt mai noi, dar, așa cum am amintit, noi putem face doar circuitul, traseul pe necropola elenistică, dar nu și toată această, mă rog, valoare, care, dacă s-ar putea, noi am ști să o arătăm celor care ne vizitează muzeul. Nu putem doar presupune că a existat, mă rog, că există câteva sau și mai multe morminte. Dar cu siguranță avem ce cu una dintre cele mai bogate necropole, pentru că vorbim de perioada elenistică în care inventarul funerar era destul de bogat. Și suntem în zona în care inventarul funerar în ceea ce privește populația greacă de la Calatis, nu era cea săracă. Aici suntem în zona extramuros, deci e clar că avem cu o populație ceva mai înstărită. Acum, să nu vă închipuiți, dacă vorbesc de populație înstărită, găsim cine știe ce, aur sau nu, dar vorbim de obiecte de lux, obiecte de ceramică de lux, care reprezintă, știu eu, pentru noi, mai ales o paiță. Da. Mai ales o paiță. Ne apropiem cu pași repezi de zona de apă a cetății Calatis, zona de cu resurse de apă sulfuroasă. Începând cu perioada de antichitate până
Până în anul 2000 și ceva, cam așa, 2000 și ceva, la Calatis au fost descoperite surse de apă sulfuroasă, în care în unele părți chiar și iarna atinge temperatura de 20 de grade. Spuneți cercetătorii, mai multe, mult mai multe, izvorașe foarte multe în această zonă, motiv pentru care cu ocazia celui de-al doilea război mondial, aici a venit un medic neamț care a ridicat un hotel, aici exact în zona aceasta cu sanatoriu, care se numea Siemens. Și el a înțeles potențialul pe care îl avea orașul Mangalia la vremea respectivă, având și această sursă de apă sulfuroasă, numai că vă dați seama că dacă eu l-am apucat până în anii 70-80, l-am apucat cu denumirea de Siemens, chiar așa se numea. Era pe vremea lui Ceaușescu o locație de lux în care era plin de francezi și de nemți și mi-amintesc cu oarecare mândrie că veneau foarte mulți străini la vârste foarte înaintate. Este plină cartea de vizită a acestui loc, în care foarte mulți veneau în cărucior și plecau pe picioare. Wow. Deci foarte mulți, și medici foarte buni, și asistente, și femeile care se ocupau de împachetări și de proceduri de sanatoriu, aveau rezultate formidabile. Deci închipuiți-vă un om de 80 de ani care îți vine strâmb din toate încheieturile să-ți plece pe picioare, și nu unul. Ajunsese Mangalia de a avea în interiorul acestui hotel de la Siemens, avea inclusiv un shopping unde erau mărfuri de rare pe care noi, la care noi doar ne puteam uita. În schimb, străinii beneficiau de nu numai la prețuri ultra avantajoase de sanatorul balnear și de sursele de apă sulfuroasă și de medicii români, iar noi nu puteam nici măcar să intrăm în hotel, iar în interior ei aveau parte de un tratament extraordinar. Îmi amintesc că erau foarte mulți francezi și foarte mulți nemți, dar venirea evenimentelor din anul 1989, aici, nu știu, să-i spun interpretare, nu știu, să nu dăm vina pe politic, ar vrea să depășesc momentul acesta. Cert este că, într-o dată, nu a mai fost atât de solicitat, dar pe vremea când veneau grupuri de nemți și de francezi, deci nu vă spun câți oameni plecau, veneau pur și simplu în cârpe și plecau pe picioarele lor. Oameni care de mult aveau depășită vârsta de 80 de ani. Tot la zona asta, nici aerul. De exemplu, între Constanța și Mangalia există diferențe de temperatură. Se întâmplă ca uneori la Mangalia să fie soare și la Constanța să plouă. Uneori cantitățile de apă de la Constanța sunt mult mai mari decât cele de aici. Da? Care este efectul? Din ce cauză? Mă rog, eu cred că este vorba de așezarea geografică în cea mai mare parte. O să trecem pe lângă una dintre cele mai importante, ceea ce se vede din zidul de incintă, care a fost refăcut, da? Deci amintesc că a fost refăcut în unele locuri pe același traseu al cetății elenistice. Din fericire, domnul profesorii care au participat la săpăturile din anii 59 și 59-60 au scos la lumină unul dintre cele interesante lucruri de la Mangalia, și anume o bazilică de tip sirian. Este singura localitate în care vom găsi ruinele unei bazilici de tip sirian în incinta zidurilor de incintă elenistice. Este singura cetate care are așa ceva. Se pare că orașul a avut
încă din perioada de fondare, 7 turnuri de apărare și o să vă arăt unde scrie acest lucru. Iar aici, în această zonă, putem vedea doar 2 din ele. După cum vedeți, zidul se continuă, da? Deci se continuă sub aceste scări și o să vedeți unde ajunge. După părerea mea, cred că dacă am putea săpa toată această parte, sunt convinsă că lucrurile ar fi extraordinar de interesante, pentru că cetatea Calatis este cetate doriană, greacă doriană, da? La întemeiere. Toate aceste mormane de piatră sunt ale unor înmormântări care s-au făcut în afara zidului de incintă. Tot aparținând de Calatis, până în apropiere de Olimp, au fost descoperite 2 morminte de prințese, ale căror sarcofage sau coșciuge sunt la Muzeul de Istorie din Constanța. Una dintre ele are inclusiv ghirlande de flori și papuci în picioare, deci un fel de papuc făcut ca un fel de sabot pur și simplu, dar nu și deasupra acoperit, ci cu un sistem de curele. Zona este cea o mică parte care a fost cercetată, este în apropiere de mare, deoarece construcțiile portuare erau în mare. După cum vedeți, marea acum este mult mai aproape de țărm. O parte din lucrările portuare și din cetate, din nefericire, s-au scufundat, au avut loc 2 rupturi de mal. În momentul de față o să intrăm la zidul de incintă, o să mergem și deasupra zidurilor de incintă, o să vă explic cum este făcut un astfel de zid de incintă antic, cu emplen, adică cu umplutură, în care zidul era foarte gros, între 3 metri, 2 metri jumate, 3 metri, poate și mai mult, și era umplut cu pământ și cu pietre pisate. Da? O să vedeți emplectonul și ceea ce s-a făcut restaurare în anii 60. Și mai avem un of, faptul că până în anul 2000 și ceva, casa aceasta a aparținut muzeului. Asta de aici. A aparținut muzeului. Este una din cele mai frumoase case pe care, mă rog, am fi putut să le punem în valoare. N-aș vrea să intru în... Din ce an ar fi? 1936 este făcută în stil, în stilul acela turcesc, cum au ei în apropiere de malul. Interior este o piscină și o intrare interioară. Este foarte interesant. Aici am avut laboratorul de restaurare. Nu vreau să intru în amănunte, că nu e chiar indicat. Aici avem pe panou câteva indicații din ceea ce vedem acum, deci din zidurile pe care le vedem, cu cele 2 turnuri de apărare, cu construcțiile din incintă și cu acest zid de bazilică, care este de tip sirian, este singura cetate greacă care are o construcție de perioadă creștină de tip sirian. De ce se spune de tip sirian? O să vă mire, dar la Calatis este singurul oraș care are în incinta zidurilor de incinte elenistice o bazilică cu intrarea dinspre nord. Și se presupune că ori meșterul era sirian sau din zona aceea Siriei, ori pur și simplu zidul de incinta a jucat un rol protector pentru această bazilică și atunci au lăsat zidul de incintă natural și au construit bazilica în interior. Dar o să vedeți că este destul de mare. În interior a avut și este și un palat episcopal și are și o construcție unde a fost odată un mozaic, au fost 12 coloane, deci construcția în sine a fost destul de bine realizată.
Haideți să vedem acum această zonă a zidurilor de incintă, care au fost refăcute, repet, au fost refăcute. Nu în anii 60, când s-a făcut restaurarea, nu s-a folosit chiar o tehnică modernă. Dacă îmi spunem anii 60, asta spune este. 60, da. Cert este că măcar avem dovada a zidului antic, da? A zidului de incintă antic, care a fost construit la Calatis. Acesta este primul turn de apărare și acela este al doilea turn. Pare că e un, da. Este un pătrat așa. Da, deci două turnuri de apărare. Este unul dintre ele. Unul dintre ele se pare că orașul, da, se pare că orașul a avut 7, dar colegii mei sunt de părere că ar fi fost mai multe. Deci dacă noi avem informații că în cel puțin în secolul 6, când s-ar fi fondat cetatea, construcția ei începe de la Costinești, vă dați seama că vorbim de mai multe. Da. În momentul de față, din nefericire, nu mai putem l-a deschis. Atâția ani a stat, l-a văzut toată lumea, nu era gard, nu era poartă. Nu pot să înțeleg, nu de că nu s-a luat o piatră, ci e vorba că au vandalizat zidul și de atunci am luat decizia să-l păstrăm măcar așa, deși va fi foarte greu de restaurat zona aceea, pentru că o să vedeți cumva nu e în regulă. Haideți să vedem ce înseamnă emplecton, ce înseamnă grosime de zid antic și, în ultimul rând, să vă arăt bazilica de tip sirian. Deci este singur... Că adolescenții n-au făcut grafiti pe zid, au făcut pe... Nu, au făcut și pe zid. Cum? Au făcut? Da, da, bineînțeles. Deci, și asta e făcut curând. E acum, e nou, e proaspăt. Da, aici avem ceea ce ați văzut la nou, da. Bazilica cu intrarea dinspre nord. Acesta este grosimea zidului și ceea ce este în interior se numește emplecton sau umplutură. Și o să mergem acolo să vedeți mai bine cam cu ce. Deci pământ și cu bucăți de pietre. Faptul că avem la Calatis o bazilică de tip sirian ne cam pune... pe gânduri, de ce doar la Calatis? Da? Când la Tomis avem foarte multe construcții de genul acesta, adică creștine, iată că și la Calatis avem o bazilică de tip sirian cu intrarea dinspre nord. Este singura construcție pe care o avem de acest fel. Unul din arheologii care ar fi săpat prin anii 60 presupune că s-ar fi vorbit și că ar fi folosite și ca terme din cauza construcțiilor acelea. Vedeți bucata aceea de cărămidă care este acel aia colț. Micuță, da. Bucățelele de cărămidă micuță, așa, aha, okay, acelea da. Sunt specifice. Colț, da. Dar la vremea respectivă, domnul profesor Trafali și cu Sauciuc Sălveanu, care au făcut o parte din săpăturile de la Calatis, nu le știm cum le-au interpretat. Cert este că ce avem noi astăzi la suprafață este această bazilică de tip sirian și Palatul Episcopal, cu sală, cu coloane și cu dependințe. Vă dați seama dacă am putea vedea cei sub casele acelea sau în partea asta la altă, cu siguranță ar fi ceva uluitor. Da. Probabil că am avut noi dependințe, probabil că zidul ar avea o formă deosebită, probabil că am găsit și un inventar arheologic deosebit și cine știe ce inscripție are și la suprafață. Vă dați seama ce bogat tezaur are orașul ăsta pe o suprafață atât de mică, chiar și atât de mică cât a fost descoperită până acum, sau mai bine zis în acei ani 59-60.
Restaurarea s-a făcut așa cum s-a făcut în anii 60. Mă rog, nu e chiar una dintre cele mai strălucite, dar măcar au rămas zidurile în picioare, măcar au rămas locurile acestea, să zic așa, mă rog, ca dovezi ale faptului că la Calatis, inclusiv în perioada secolului după Hristos, orașul cunoaște o nouă perioadă de înflorire. Până atunci, orașul a fost refăcut de două ori în perioada romană, o dată în secolul II și pe urmă în IV, datorită atacurilor, pentru că când vorbim de viața romană la Calatis, asta nu înseamnă că romanii erau lăsați în pace. Deci uneori mai suportau atacuri din partea unor altor triburi care erau clar că erau nemulțumiți de faptul că aveau o dominație străină, exact cum pățeau și în cel mai cel puțin în Palestina și în zona aia a Israelului. Uneori, dacă nu, armata romană nu avea foarte mulți soldați, foarte greu le făcea față, mai ales când era vorba de sinodul acela de religios al mozaicilor, era suficient să-i spună guvernatorului sau cine îi conducea acolo, îi spune împăratului că nu ești în stare să conduci. Acela imediat cumva lua măsurile pe care le vroia sinedriul mozaic. Deci, în realitate, Imperiul Roman era destul de des atacat de alte triburi care încercau să cumva să dărâme această conducere a romanilor. Din nefericire, perimetrul ăsta este, acolo au fost niște vile speciale construite și în partea asta la fel. Vă dați seama că zidurile continuă cu siguranță. Deci n-am niciun dubiu că probabil descoperirile ar fi fabuloase și că am putea merge mai departe pe această linie și cu siguranță am găsit următorul turn. Și cine știe ce dependințe sau de ce nu, chiar și un templu. Pentru că dacă vorbim de viața antică din la începutul secolului, de la sfârșitul secolului 6 înainte de Hristos până în 7 după Hristos, deci este destul timp să avem și surprize de astfel de gen. Dar exact cum vă spuneam, la Calatis este singura bazilică de tip sirian cu intrarea dinspre nord. Acum v-am zis, orică zidul de incintă lea permis să facă astfel de construcție, ori meșterul era sirian, dar așa o știm cu toții că această bazilică de tip sirian este unica pentru care intrarea dinspre nord. De ce tocmai la Calatis e greu de spus. Să fie Calatis special. Dar să fie Calatis mai special. Eu cred cu siguranță că orice cetate antică care era întemeiată de către greci, nu era întemeiată fără un temei, adică așa ca să, doar ca să aibă o altă piață de desfacere. Cu siguranță partea asta de agricultură și probabil că și alte lucruri erau luate în seamă din moment ce, de exemplu, la Calatis, romanii respectă traseul vechi al cetății Calatis. Deci, cu siguranță e o explicație destul de, știu eu, plauzibilă, dacă o păstrează, înseamnă că era foarte bine. Înseamnă că așa trebuia să, că le îndeplinea inclusiv romanilor cerințele pe care aceștia le doreau în ceea ce privește apărarea. Și turnurile, partea aceasta de turnuri de apărare, deci era partea aceasta dinspre nord și o să vedeți cu ce are legătură când o să ajungem și la în partea cealaltă la construcții. Deci, cred că mai cam cât în jos față de nivelul pe care îl vedem noi acum ar fi fost? Să zicem, nu știu, deci eu sunt convinsă că dacă și aici, dacă săpăm cel puțin un metru jumate, doi, cine știe ce găsim. Uh-huh. Adică nu am certitudinea, gata, a fost descoperit doar și asta e tot. Nu. Probabil așa s-au oprit lucrările de cercetare la vremea aceea, nu s-au mai făcut campanii de săpătură pe cetate, dar cu siguranță, dacă s-ar merge și mai mult în jos, probabil că am găsit dovezi și mai multe și mai interesante, sau, de ce nu, chiar dovezi ale existenței, poate a unei parte de zid getic, pentru că grecii au găsit aici geți atunci când au venit. Ne putem aștepta la orice fel de surprize, zic eu, plăcute.
Dar trebuie campanii de săpătură, trebuie să îndeplinim anumite, mă rog, știu eu, proiectele astea să fie finanțate, pentru că nu este ușor. După cum vedeți, este destul de mare volumul de pământ care trebuie îndepărtat și vă dați seama că necesită lucrări destul de ample. Da. Acum o să coborâm și să vedem. Asta este o încercare de, știu eu, de a vedea cât de departe merge sau cât mai jos. Cât de adânc. Da, și se pare că acela nu este zid roman, sigur. Deci avem de a face probabil cu surprize, chiar dacă mergem până jos în zona aceea. Dar aici este partea în care cumva începe necropola elenistică și închipuiți-vă că toată partea aceasta de țărm nu era ca acum. Deci lucrări portoare avem pentru că noi avem în perioada romană castru și la 23 și la Costinești și la Tuzla. Deci închipuiți-vă că partea asta de țărm, de litoral, nici nu e bine, nu este încă foarte bine exploatat, dar chiar și așa, ceea ce rămâne, sau mai bine zis, ca dovadă a existenței unei comunități destul de mari, partea aceasta, deci Chistria atinge 25.000 de locuitori, Tomisul ajunge la 50.000 în secolul I, II după Hristos, deci vorbim de 50.000 de oameni, da? Iar la Calatis cam în jur de 10.000, numai în astea 3. Da? Deci odată cu venirea romanilor, clar că aproape toată Dobrogea se umple de populații, pentru că așa ne arată și harta și avem și dovezile de existență ale... Da. Toate dovezile a existenței de surse de apă stă dovadă construcția acestui sanatoriu și o să coborâm să vedem izvorul lui Hercule, care apă deci apa a fost până în anul 2000 și ceva. Eu când eram copil, acolo țărâia ușor un izvor de apă sulfuroasă, cu proprietăți foarte speciale. Se pare că este una dintre cele mai bune surse de apă sulfuroasă din lume și că la Calatis cei care vin la sanatoriu se pot bucura de câteva cure de... Am înțeles că e foarte bună pentru fica, deși e greu de suportat de băut. Dar eu, când eram copil, a trebuit să fac o lună de zile de cură, de apă sulfuroasă și mi-am rezolvat problema cu rinichii. Nu știu în ce măsură a fost... Să nu fie placebo, nu? Nu, nu, pentru că eram copil. Coborâm pe aici. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Nu, nu, că trebuie să mergem la... așa. În perioada romană, aceștia descoperă acest izvor de apă sulfuroasă și atunci s-a făcut această construcție pe care noi spunem izvorul lui Hercule. Pe aici o să o luăm. Ușurel, așa, ca să... Și a rămas construcția care a fost restaurată, mai puțin zidul de aici, dar cert este că sursa de apă de acolo a fost folosită încă din antichitate. Acela este zidul original, după cum vedeți, are și un stil de băncuțe în care oamenii veneau la acest izvor și beau această apă sulfuroasă. Din păcate, în jurul anilor 2000 și, da, 2005 până în 10, ceva de genul ăsta, se sparge conducta acolo de apă sulfuroasă și, din nefericire, izvorul este redirecționat către sanatoriu și nu mai curge în mod natural așa cum era odată, pentru că aici nu era gard și oricine venea putea să ia în sticlă apă sulfuroasă să o bea acasă. Nu era plăcută, dar se pare că avea proprietăți miraculoase, pentru că altfel nu veneau oamenii să o tot bea dacă nu ar fi făcut măcar unuia bine. Și nu mai era o cișmea sau așezată ca un fel de mini cișmea lângă sanatoriu dincolo? Și acolo tot așa o chestie cu robinet, cu ceva eu de alimentare? Pe aceea nu o știu.
Din câte știu eu, aia era apă potabilă, nu sulfuroasă, așa știam eu. Dacă o să vorbim de cișmeaua pe care o să vă arăt eu, este apă dulce, apă potabilă. Dar aceasta de aici este, cum vă spuneam, izvorul lui Hercule, făcut în afara zidului de incintă și de aici, să zic așa, dovada faptului că orașul Mangalia are o sursă destul de mare de aceste izvoare de apă sulfuroasă. Avem un coleg care a făcut cumva o schema a ceea ce înseamnă rețea de apă sub orașul Mangalia, e destul de impresionantă. A fost prezentată cu ocazia Nopții Muzeelor anul acesta, iar eu am rămas foarte surprinsă de modalitatea de gândire și cum au ales anticii să aleagă această sursă de apă și să o aducă în cetate. Deci toate apeductele care sunt de la pădurea Hagin până încoace, acestea ne arată foarte clar că au înțeles, da, și un arhitect oricum venea prin cădere, deci este clar că relieful este mult mai diferit față din moment ce pădurea Hagin era și unde e, că e mai sus și venea apa prin cădere la Calatis. Odată cu venirea romanilor, romanii dezvoltă această sursă de apă, atât potabilă cât și cea de sulfuroasă, și o să mergem și o să vedeți, un coleg de-al nostru a făcut o reconstituire a băilor de apă sulfuroasă din locul unde este un sanatoriu și, credeți-mă, mie a romanilor mi s-a părut mai frumoasă. Eu cred că din punctul acesta de vedere Mangalia nu este exploatată la maxim. Nu știu, n-aș putea să dau o cauză exactă, dar cred că nu ar fi rău să avem mici și acolo izvorașe din acestea de apă sulfuroasă, în care, dacă tot fac bine organismului, să fie amenajate ca niște cișmele din care omul să doar să dea drumul la robinet, turistul, da? Și în felul acesta poate și dezvoltarea orașului ar fi atrasă de zona asta turistică. Fiindcă e păcat, cei care beneficiază de ghidajele acestea externe ale noastre abia atunci descoperă cât de multe lucruri are Mangalia. Ce v-am spus eu aici, nu suntem încă la jumate, vă dați seama cât mai avem? Da. Dar o să vă placă cu siguranță foarte tare. Bănuiesc că vă place ce vă ne spun. Ne place. Impresionați. Da. Acum vom urca în timp, vom merge în câte perioada romano-bizantină și o să mergem în zona în care a fost cea mai, nu știu cum să zic, prost exploatată și gândită ca exploatare. Dar asta a fost orașul, soarta orașului de după al doilea război mondial. N-am putea să dăm o vină neapărat pe cineva, dar aceasta este situația. Toate, să zicem așa, descoperirile care s-au făcut la Calatis și mai ales în morminte, vorbește destul de clar de viața cetățenilor de la Calatis, cei care au trăit așa și chiar din perioada medievală timpurie, pentru că avem comunitate de populație de etnie turco-tătară care ne-au lăsat câteva tradiții și, nu în ultimul rând, și câteva sărbători, iar de la ei am învățat și noi să facem șurec și alte minuni, dar nu ne ies cale lor. Deci meșteșugul cumva s-a păstrat. Eu când eram copil, în zona de centru a orașului Mangalia, erau niște case turcești în care Moș Ali avea la poartă un fel de tăblie așa albastră, parcă o văd și acum cu lanț, care se deschidea ca o tarabă, și acolo, când copiii mergeau spre școală sau spre grădiniță, el ieșea cu vestitele acadele și cu bragă și șuberec.
Tabelele alea, rețeta lor, rețeta aceea specială. Erau, să știți că făcea și la comandă Nea Moș Ali, făcea și la comandă astfel de acadele. Astăzi, în piață, avem un mic chioș cu o afacere de familie, tot al unor, a unei familii de etnie turco-tătară, care încearcă și probabil că și reușesc să păstreze rețetele vechi ale preparării șuberecului și ale braga și acadeaua. Nu ne iese ca lor, clar. Deci orice am încercat, foarte multe popoare am văzut și prin Spania și prin Italia mai încearcă să facă ei acadele, dar ca ale lor... Un zahăr care se topește și îl întinzi gumi elastic așa, dar ei îl băteau de masă de marmură și îl prindeau foarte mult. Nu știu procedura. Și textură, că și eu am prins tătăraică mama unei prietene și ne făcea și a făcut până am bătrânit că nu mai avea forță în mâini. Da, cred că, da, cred că trebuie să... Da, este și aluatul acela, este foarte greu. Eu am văzut un turc, când am fost în Istanbul, cum a făcut așa numita înghețată manuală. Știți cât era de greu și avea, uite, atâta doar un bulgăre. Am crezut că e un tank. Nu știu, nu vreți. Ce Italia? Nu, ăla era gust. Urcăm pe scări, pentru că trebuie să vă arăt traseul zidului de incintă și acum o să ne îndreptăm către un loc pitoresc, un loc al Mangaliei care dedesubt are dovezi arheologice foarte multe și deasupra o poveste din perioada începutului de secol XIX. Cu toate că orașul este mic și poate că aparent nu prezintă chiar atât de multe puncte de atracție, dar la Mangalia s-au întâmplat niște lucruri unice, aș putea să zic. Pentru că avem dovada faptului că poetul Mihai Eminescu a trecut pe aici, o să vă arăt strada, și ar fi scris poezia pe lângă Plopăruț. Da? Da. Iar aici este zidul de incintă care pleacă de acolo și merge, o să vedeți unde ajunge. Exact, unde exact, pe toată partea asta, dacă am merge până încolo și s-ar săpa, s-ar vedea zidul de incintă, probabil turn de apărare, probabil știu eu ce alte descoperiri, pentru că așa pe sub pământ nu știm ce este. Dar poate că dacă s-ar mări aria de cercetare a orașului antic, atunci cu siguranță am găsit și minunata dovadă a vreunui element arhitectonic care ne-ar spune clar că orașul este întemeiat în secolul 6 înainte de Hristos și nu în 4, așa cum zic foarte mulți cercetători. De fapt, nu sunt foarte mulți, dar știți cum e? Când este vorba de... Când sunt foarte mulți cercetători, din ăștia foarte inteligenți, care mai de care au ideea în ceea ce privește fondarea unei cetăți. Dar noi așa știm, avem informația aceasta că a fost întemeiată la porunca și, mă rog, în timpul regelui Macedonian Amintas I. Acum vom urca în timp și ajungem în perioada evului mediu, în care, pe vremuri, toată zona asta era împădurită. Erau foarte mulți copaci. Era o cărare foarte îngustă pe aici și închipuiți-vă că eu n-am 400 de ani. O cărare care mergea, este cea mai veche stradă din Mangalia, se numește strada Vasile Pârvan, care era, da, și din capătul ei și până încoace, până spre faleză, era plină de tei și mult mai îngustă. Și era pietruită, iar vara șoseaua asta ducea în jos pe niște scări direct la plajă. Uh-huh. Acum lucrurile s-au modificat. Unde suntem acum? Pe toată această zonă sunt sub asfalt și
pe lângă noi construcții din perioada romano-bizantină, perioada care înseamnă o nouă perioadă de dezvoltare, înseamnă influență romană foarte multă și, nu în ultimul rând, contacte comerciale mai dezvoltate. Ce este clar? Că în toată perioada asta a perioadei de săpături, nu s-a atins și zona aceasta. Pentru că, da, deci partea asta, deci nu știu care este explicația, 60, cam 60. Și s-a săpat doar în zona aceea foarte mică, mai aproape de mare. Mai aproape de mare, cea unde am fost. Acum, în 2017, când s-au făcut lucrări de modernizare a falezei, au fost descoperite capitelurile pe care vi le-am arătat eu, ocazie cu care am înțeles că de aproape 20 de ani nu se mai descoperise un element arhitectonic atât de interesant și iată că astăzi l-avem în muzeu. Din nefericire, hotelele care sunt toate construite peste artefactele acestea arheologice, iarăși ne împiedică să ne dăm seama de multe, știu eu, cum ar arăta zidul, cum ar fi dependințele. În perioada antică, deci toată zona pe care v-am arătat-o eu, deci asta, aceasta cu marea, da? Deci toată partea asta până la șantierul naval și dincolo, până aproape la lac, toată zona aceasta este port din perioada elenistică până în perioada romană. S-a surpat și este în mare. Da. În anul 2007-2009 au avut loc două scufundări batice. Cei care s-au scufundat ne-au spus că au văzut dovezi ale lucrărilor portuare, fragmente de coloane, fragmente de amfore. Bănuiesc că ar fi păcat dacă nu s-ar cerceta și mai mult, dar nu este nici foarte ieftin. Da. Adică cred că e mai scump decât este mult scop. Mai scump, da, pentru că necesită și o anumită pregătire. Nu poți să trimiți orice scafandru, că nu știe ce vede, un da. Arhitect, un arheolog, un arheolog, da. Scafandru. Deci toată zona asta, așa, eu pe vremea copilăriei mele, nisipul era până încolo, deci nu era așa de aproape apa. Și m-am zis, eu n-am 100 de ani, da? Da. Și toată partea asta așa era numai apă, deci lucrările portoare din perioada antică le găsim în mare. Deci închipuiți-vă că pe aici și aici erau dependințe drumuri care duceau direct spre cetate dependințe și mai departe ieșeau din cetate. Aici avem o zonă în care astăzi este faleză, așa cum o știți, dar pe vremuri aici era o șosea și aveau loc parade. Okay. De 23 august, de 1 mai, de tot felul de sărbători din acestea, chiar dacă comuniste, dar oamenii se adunau pe faleză, priveam militarii cum defilau cu torțe și aveam încă de pe vremuri vestitul restaurant casino în care zona pe care o să vă arăt eu era plină, ajungem imediat, în care de la 1 mai și până la 1 octombrie era plină de oameni. Sezonul estival începea cu căldură la propriu din data de 1 mai nu și chiar acum se întermina la 1 octombrie. Chiar așa era. Ceea ce cumva nu că ne intrigă, dar ne pare rău că parcă, nu știu, avem atâtea oportunități astăzi să călătorim, să vedem. Dar mi-ar fi plăcut să fie și mai promovat pentru că
Uitați câte minuni v-am spus eu în doar câțiva pași. Câțiva pași. Și încă nu am ajuns la una dintre cele mai frumoase locații. Pe partea aceasta, pe dreapta, vedeți una dintre cele mai vechi statui pe care le are Mangalia. Eu am poză când eram copil lângă ea și o să mai vedem puțin mai jos încă una cu chitara, pentru că vara studenții sau, știu eu, tinerii se adunau în grupuri și făceau serate muzicale cu chitara. Aici este unul dintre, da, nu lângă asta, pe plajă, dar diferiți artiști care de-a lungul timpului au venit și la Mangalia au lăsat orașului câteva statui, chiar dacă din perioada comunistă, dar se pare că aveau talent și nu arată rău deloc. Ceea ce știm cu siguranță este că acum, sub aceste pavele, avem construcții și dependințe din perioada romano-bizantină, că avem foarte multe dovezi ale faptului că lucrările portoare erau deosebit de dezvoltate în această zonă, că se pare că atât ieșeau foarte multe mărfuri, cât și intrau. Pentru că grecii veneau aici cu ulei de măsline și cu vin, iar de aici plecau cu pește sărat, miere, ceară, piei de animale și, în ultimul rând, orz și grâu, ceea ce nu-i puțin lucru. Adică exista totuși o piață de desfacere. Peste drum avem vestitul restaurant Casino. Mie îmi pare foarte rău că a rămas în paragină. Pe vremuri era restaurant de lux și aveau loc aici, în afară de evenimente private, tot ce se sărbătorea. V-am zis, 1 mai, 23 august și chiar pe perioada sezonului aici era plin, inclusiv pe aici, pe iarbă. Era plin de turiști și era o veselie. Toți actorii și cântăreții României au fost pe aici. Și mi-amintesc că pe aici, dacă era șosea, erau tarabe cu mici pe o parte și pe alta și era plin de lume să o asculte pe Irina Login sau pe Benone sau pe... Pe Dolănescu, care cânta afară, că aici era discotecă. Mare, că aici era ăsta, da, doar da. Dar pare micuț așa. Nu, afară. Era doar discotecă. Noul complexul este imens. Da, okay, deci complexul e mare. De ce a decăzut așa și de ce a rămas doar atât? Nu, dar a fost lăsat, din păcate. Da, da, cel, dar el, pe vremuri, deci în perioada aia, deci de anilor... Până în al doilea război mondial, aici chiar a fost casinou la propriu. Deci nu era chiar orice. Și aici avem una din, iarăși, din statuile cele mai vechi de la Mangalia. Și vă spuneam, festivalurile de muzică ușoară sau cele care erau închinate studenților, cele care, cu care tinerii se distrau, pentru că plaja era... Erau doar niște scări, aici era iarbă multă, iar pe o parte și pe alta plin de trandafiri. Deci plin de trandafiri, deci pe aici până în capăt și aici dintotdeauna au fost tei. Deci teii aceștia sunt foarte, foarte vechi, ca să zic așa. Unii au fost înlocuiți, dar Faleza are foarte mulți tei vechi. Acum ne îndreptăm către o altă poveste care se cheamă Hotelul Scala. Hotelul Scala, la începutul celui de-al doilea război mondial, era un hotel cochet, micuț, care la parter avea o cofetărie unde se face prăjituri ca la Paris, iar toată zona asta era un părculeț. Era un părculeț cu pomișori, niște măsuțe cu umbreluțe unde locuitorii Mangalii serveau oricând o prăjitură, pentru că acolo avuseseră un cofetar care era școlit în Franța. Și închipuiți-vă că atâta timp cât orașul era mic, unde era să te duci, pentru noi era centrul mai select așa de alegere și petrecerii timpului liber. Din nefericire,
pentru arheologie nu a fost chiar minunat, pentru că în anul 1993 se decide cumva, nu dărâmarea, modernizarea acelui hotel și mărirea lui, în care se decide realizarea de fundații până în partea asta. Arheologul care era la vremea respectivă, imediat cum a făcut săpăturile, o să vedem imediat ce sit frumos arheologic și după lupte seculare s-a hotărât acoperirea lui frumos aranjat și păstrarea lui în condiții... Dar v-am zis, după lupte seculare, nu așa... N-a fost ușor. N-a fost ușor pentru că nu era foarte simplu să... La vremea aceea, imediat după Revoluție, niște clenciuri. Iar aici, iarăși este o zonă veche, înainte să intrăm să vedem situl, iarăși este o zonă veche a Mangaliei și cu sursa de apă sulfuroasă încă din antichitate, deci în jos, încolo, adică unde este sanatoriu. Da. Așa, deci încă din antichitate este folosită sursa aceea de sanatoriu. Acum, haideți să mergem pe aici. Acum vină către noi. Așa. Și o să intrăm la cel mai frumos sit păstrat în condiții excepționale, adăpostit, conservat, restaurat cum trebuie și o să vă arăt una dintre dovezile arheologice care ne povestește despre cetatea Calatis, că ar fi avut 7 turnuri sau, mă rog, o să vă povestesc cum e. Întâi stați să anunț că ne aflăm într-una dintre cele mai bine păstrate ziduri. Aici este doar o mică parte. Este zidul restaurat mai profesional, în sensul că s-a folosit materialul potrivit. Aici se vede plectonul mult mai bine, adică umplutura aceea de la zid este o parte de colț, nu este turn. Așa. Și vă spuneam că în anul 1993, domnul profesor Ionescu Mihai are onoarea și descoperă pe post de capac al unui mormânt această inscripție în care ni se povestește că orașul a fost refăcut, da? Exact ce vă spuneam, în timpul a câtorva comandanți militari și împărați și că ar avea 7 turnuri de apărare. Deci a fost renovat aceste turnuri de apărare. Ceea ce în inscripția aceasta a fost folosită pe post de spolie, adică capac de mormânt. Ce vedeți aici sunt parte din amfore cu inscripția Heraclea Pontica, tuburi de hipocaust și aceasta este o amforă tip torpilă romană care, vă spuneam că romanii au folosit acest tip de vas tocmai pentru a încape cât mai mult lichid și a ocupa cât mai puțin spațiu. Dar aceasta este una din dovezile arheologice că orașul a fost refăcut și că au existat 7 turnuri de apărare. Am senzația că este vorba de mai multe turnuri, pentru că din moment ce în prima fază de construcție el are o suprafață mult mai mare decât ceea ce știm noi acum, era clar că trebuiau să fie și turnuri de apărare și nu putea fi lăsată așa. Acum ne vom îndrepta către partea cea mai interesantă a acestui sit, descoperit în anul 1993 și care pentru noi constituie o dovadă a viețuirii comunităților calatiene aici și mai ales modul de trai pe care îl aveau acești calatieni. Faptul că chiar și după cucerirea romană orașul își păstrează caracterul grecesc. Vă rog să mă urmați. Excelent de bine.
Ne îndreptăm către, exact către partea culminantă. Chiar o să fie un impact wow, la, chiar și pentru mine, deși de fiecare dată fac ghidaj în aceste locuri. Dar o să intrăm în una dintre cele mai bine conservate situri arheologice descoperite la Calatis, cu sistem de canalizare și cu șosea principală care duce către lucrările portuare. O să vedem și o dolia, adică un vas de provizii foarte mare. O să vedem câteva fântâni și o să vedem câteva elemente de arhitectură deosebită. Faptul că zidurile sunt foarte bine restaurate și faptul că avem astăzi, să zicem așa, această dovadă vie, pentru noi este un câștig. După cum vedeți, foarte bine gândit sistemul de canalizare antic, deci acesta este, acum este bine protejat, dar în antichitate, închipuiți-vă că acesta era sistemul de scurgere a apei din cetate. Vorbim de pavajul original, da? De zidurile originale și probabil că vă întrebați de ce doar atât, pentru că restul zidului era realizat din pământ, deci din chirpic. Și e clar că după atâtea mii de ani nu s-a mai păstrat, de aceea găsim aceste ruine. În partea din spate avem o dolia, un cub pentru cereale, deci din perioada romană. Și închipuiți-vă, dacă la Calatis avem doar aici unul, ele erau mai multe, închipuiți-vă și producția de cereale care se făcea la Calatis. Avem aici două fântâni, una aici, una ceva mai departe și acolo lucrări de terme. Uitați-vă cât de bine este sistematizat tot acest cartier, sau mai bine zis parte a unui cartier roman-bizantin, cu sistemele de intrare-ieșire și cu cele de păstrare a mărfurilor care urmau să fie vândute. Dar această sursă de canalizare pe care o vedeți aici, extraordinar de bine gândită, în care apa se ducea spre mare și lucrurile decurgeau foarte bine. În vitrine avem piese care nu sunt descoperite aici, da? Da. Care nu toate le-am descoperit aici, dar v-am zis, din lipsă de spațiu, noi am depus o parte din ele în aceste vitrine. Din nefericire, toate demersurile pe care le-am depus la vremea respectivă nu ne-au lăsat să continuăm săpătura încolo, să vedem cât de mari sunt termele și cam cum stau lucrurile, dar tot s-a zis boda proste și pentru asta, da? Aici, da? Chiar și așa, pentru că restaurarea s-a făcut cu materiale de care trebuie, nu la întâmplare, nu haotic și, după cum vedeți, lucrurile arată destul de bine. Da. Cert este că noi am reușit în felul acesta să-l păstrăm și probabil și generațiile care vor avea de văzut povestea de la Calatis, care, după cum vedeți, este foarte frumoasă. Da. Aici s-a realizat un ansamblu, ca să zic așa, capitel, coloană și bază de coloană. Nu este chiar o coloană dorică, pentru că avem capitelul acela ionic, dar s-a încercat realizarea acestui ansamblu pentru a se vedea cam cum arăta doar o parte a unui stâlp de coloană. Ceea ce vedem în alte orașe grecești, de prin Grecia, ați văzut că tamburii aceia sunt foarte mari și că atunci când l-au construit, este foarte interesant cum ajung de la tamburi foarte mici la cei mai subțiri și susținut ai coloana. Ce ingeniozitate, ce inginerie și, în ultimul rând, niște arhitecți de excepție care nu s-au școlit la Harvard. În momentul acesta, cam atât avem dezvelit din partea aceasta de zid din perioada romano-bizantină. Suntem convinși că ele merg mai departe,
cu siguranță, dacă am avea posibilitatea să mergem mai departe, vă dați seama că și pentru noi ar fi nu numai o încântare, dar ci și o curiozitate în ideea că știm cum au gândit ei să construiască aceste dependențe și acele băi termale care sunt tocmai acolo în spate, dar e puțin mai întuneric, nu se vede chiar atât de bine. Dar sistemul acesta de canalizare, închipuiți-vă că a fost gândit foarte bine din moment ce avem noi această construcție. Și uitați-vă că deci au făcut dale pentru stradă, pur și simplu. Da? Dacă am fi avut posibilități, sau eu știu, dacă ar fi fost altfel de, știu eu, situație la momentul respectiv, am fi preferat să mergem puțin mai încolo, să vedem unde duce zidul și puțin mai încolo. Atâta s-a putut, atâta explicăm. Dar chiar și așa nu e rău, e bine conservat, da, și restaurat cu simț de răspundere. Faptul că l-avem acoperit, da, cu hotelul Continental Forum din Constanța, da, care nu are nu, da, exact. Și Constanța se luptă, să știți că ei au arheologi buni, dar se luptă cu un sistem atât de greoi, de suportat și de... Eu n-aș fi amestecat politicul cultura deloc. Da? Mă rog. Deci avem o privire de ansamblu a situlului arheologic de la Mangalia, cel din perioada romano-bizantină, cu principalele dependințe și sistem de canalizare, după cum vedeți, o restaurare făcută mai cu simț de răspundere și avem o idee, măcar cât de cât, a dependințelor din perioada romano-bizantină, cele din apropiere de port. Faptul că sunt acoperite, cu siguranță le va prelungi viața mult mai mult timp. Și mergem în continuare pe firul istoriei de la Calatis și ușor, ușor ne apropiem de Evul Mediu. E altă cale de acces. Da, aici e o altă cale de acces. Am zis că mai e încă o scară. Da, este. Hello. Acum vom, ușor, ușor, vom ajunge în perioada Evului Mediu Timpuriu, în care orașul, prin anii 1525-1575, are o comunitate turco-tătară, dar în arhivele municipiului Mangalia sunt amintite peste 36 de națiuni conlocuitoare, printre care germani, italieni, armeni, albanezi, greci, turci, tătari, lipoveni, ruși. Deci iată că un oraș foarte colorat din punct de vedere al naționalităților, dar care are aspectul unei comune, are aspectul ceva mic. Nu știm cât de cochet era, că avem prea puține imagini din perioada aceea. Ceea ce putem spune sigur că pe acest loc au mai fost făcute câteva descoperiri arheologice, unde este acum sanatorul balnear Mangalia și care arată așa. Se pare că pe perioada antică a fost ceva, tot băi, ceva de genul ăsta și cu siguranță partea de bun și partea de terme de sub hotel duce și pe această parte. În anii 1950, chiar la început, imediat atunci când regimul comunist a intrat într-o epurare masivă, toate blocurile acestea sunt construite cu pușcăriași. Acestea care vi le arăt eu. Deci sunt primele blocuri din Mangalia. Exact, da. Acestea sunt foarte mici, ele au fost gândite ca locuințe de serviciu, pentru că atunci s-a constituit în anii 60 până încolo flota maritimă. Închipuiți-vă că drumul către Vama Veche era ca o sălbăticie. Deci tatăl meu care a lucrat aici spunea
că trecea printr-o zonă pur și simplu sălbatică până să ajungă la unitate. Iar comunitatea noastră de la Mangalia găsește în anul 1525-1575 un loc în care probabil că trăiau din pescuit, din acadele și probabil că vara din ceva turism, ce se putea numi turism. Dar cert este că au două lăcașe de cult, numai că unul a fost dărâmat în anul 1500, în anii 1959 și a rămas doar acest lăcaș de cult numit Moschea Esmahan Sultan. Care este prima biserică de tip musulman sau lăcaș de cult musulman din România. E surprinzător că este ctitorită de o femeie. De ce? Pentru că religia musulmană nu permite unei femei să ridice un lăcaș de cult, dar se pare că este fica lui Selim al II-lea. Tatăl ei și soțul ei au fost muciși din motive politice în aceeași lună și în amintirea lor a făcut această biserică. Altă legendă spune că prințesa s-ar fi spălat aici la Calatis, fiind provincie otomană, cu apa sulfuroasă de aici și s-ar fi făcut bine și i s-a permis să construiască acest lăcaș de cult. Acum ea este restaurată foarte bine, cu specialiști din Turcia, iar în interior se mai văd câteva morminte care sunt foarte vechi. Aceasta este una din cișme în care cred că vorbește doamna, asta de aici, pe partea cealaltă este sursa de apă. Moschea are un singur turn și ea, după restaurare, i s-a adăugat această parte din față pentru ca să se servească la umbră acea mâncare care se face în post de după apusul soarelui, musulmanii adunându-se aici în grup și ținându-și tradițiile sărbătorilor pe care le au de-a lungul anilor. Ce este surprinzător și din păcate nu am putut noi să facem până în prezent, este că mare parte din inscripțiile scrise în limba arabă, atenție, un dialect al limbii arabe, pentru că ienicerii vorbeau un dialect al limbii arabe și erau singurii care aveau acces la școală. Deci nu toată lumea se poate lăuda cu un astfel de lucru. Cert este că pe multe din inscripțiile de aici, chiar dacă vorbim de anul 1500, este amintit numele orașului nostru, nu Mangalia, ci Calatis. Ceea ce ne întrebăm că probabil așa se știa despre oraș, că se numește Calatis. Și de ce? Pentru că Heraclea Pontica, cea care a întemeiat cetatea Calatis, ruinele se află pe teritoriul Turciei. Și probabil că undeva din vechime s-a imprimat acest nume și s-a dus mai departe numindu-se orașul Calatis. Noi știm că numele Calacali, în limba greacă veche, înseamnă frumos. Deci, nu întâmplător, probabil avem acest nume de la Mangalia. Haideți să vedem, să vă arăt și câteva, știu eu, lucruri interesante despre tradiția. Înăuntru nu o să intrăm, că trebuie să ne descălzăm. Au acum rugăciuni, nu mergem pe... Cam acum e și nu intrăm, dar după cum vedeți, mormintele sunt foarte mici. Chiar dacă se pare că cele cu turban au aparținut unor militari. Da? Ei, având în vedere că fica lui a adus oasele lui Selim aici, nu știu pe unde, așa. Deci ea și aduce inclusiv tatăl aici, însă după cum vedeți, mormintele sunt foarte mici, inclusiv a unor copii. Probabil că erau ai pașilor sau cine știe ce comandant local care a ajuns până la urmă la Calatis și
în felul ăsta. Da, fiind lăcaș de cult, probabil că în urma unor bătălii sau ceva mai era câte unul care era adus aici și înmormântat pe tradiția turcească veche. Cred că aceea este cișmeaua de care vă amintiți. Nu, și asta, și mai era una cumva în lateralul balnearului. Păi, uitați, mai e una acolo, nu fântâna, da? În diagonala balnearului. Acum nu mai este, cred că tot așa s-a spart țeava și numai. Dar cert este că aici este tot arealul acesta, așa a fost de când îl știu. Dar cu apă potabilă. Deci, aici. Da, aici este cu apă potabilă și vedeți ce e interesant, că sursa de apă sulfuroasă e la nici 100 de metri. Deci pe aici curge apă dulce, iar pe acolo avem inclusiv apă sulfuroasă. Efectiv, da. Dar moscheea originală, deci cea de până în restaurare, este doar până la intrare. Deci această, să zic așa, acest acoperiș pridvor, să îi spunem așa, nu era. Deci era, da, ăsta a fost adăugat după restaurare, dar că cei care au restaurat moscheea au înțeles foarte clar că avem de-a face cu o cetate, o construcție istorică de mare valoare și că România are o astfel de primă construcție. Ce nu știe multă lume este că în toate moscheile din lume, poate să aibă și 5-6 minarete, nu contează, partea ceea ce noi numim altar, deci este o adâncitură, exact cum vedeți aici în față, iar simbolic reprezintă locul unde Ioachim și Ana au adus-o pe lume pe Fecioara Maria. Deci, fără comentarii. Iar Iisus Hristos, conform Coranului, deci spune că El va judeca lumea. Și atunci, nu știu ce să mai spun, prefer să mă abțin de la comentarii pentru că e bine să îi respectăm. Ei așa în religia asta s-au născut. Singurul lucru pe care nu-l accept este habotnicia asta și îndărătniceala asta așa uneori agresivă pe care nu. În rest, faptul că au religia lor nu mă deranjează și că este interesantă pentru că au și ei perioade de post. Perioade de post foarte dure, dacă noi în timpul zilei putem ciuguli, bea un pahar de sau și ciuguli ceva, ei până la apusul soarelui nu pun absolut nimic în gură. Chiar dacă, de exemplu, din știu anumite motive, iau puțină se face un pic de salivă în gură, o scuipă, nu înghit. Deci inclusiv chestia asta o au. Dar în ceea ce privește bucătăria, să știți că bucătăria turcească și-a pus amprenta foarte mult asupra bucătăriei dobrogene, nu numai la... Acum o să ne oprim în fața unei case grecești, una dintre cele mai vechi case care, din fericire, au scăpat demolării. Păcat, pentru că toată această stradă până jos era plină de case grecești, albaneze, deci tot această în fața geamiei. Eu aici am făcut grădinița undeva la o casă de genul acesta și ce îmi pare foarte rău este că toată zona asta, inclusiv până noi la intrare, erau trandafiri de dulceață și nu vreți să știți ce miros era. Păcat, dar asta este. Casa a fost locuită până aproape în anul 2000 de proprietari. Eu nu știu ce s-a întâmplat, cum a ajuns în proprietatea statului român și cum a ajuns să fie acum cancelarie de școală, dar eu mi-amintesc că atunci când eram copil, ea avea încă proprietari și era foarte bine întreținută, vă spun, aveau acești trandafiri de dulceață deosebit. Iar acum ne îndreptăm către partea de stradă principală a orașului Mangalia încă de la începutul secolului XIX, când un călător turc ne povestește despre Mangalia că între Constanța și Mangalia nu era decât o cărare îngustă pe care încăpătea un cal cu o căruță. Atât de îngustă era cărarea. După cel de-al doilea război mondial se deschide această, să știm, se lărgește această șosea și această parte era toată pietruită
Și se decide, da? Nu asta de aici, așa. Asta. Aha, da, da. Era toată pietruită, da. Și în anii 50 se deschide vestitul restaurant Calatis, unde și astăzi se mănâncă bine, unde și astăzi, să zicem așa, poți găsi ceva bun, dar pe vremuri era un restaurant de lux și la fel ca și la casino. Toți când... Cum? Locul cu șuberec. Mai avem. Mai sus, da? Așa. Deci toată această zonă, toată partea asta, este orașul vechi, antic, care duce pe dedesubt până în dreptul liceului, inclusiv în zona asta unde suntem noi acum. Iar pe locurile unde este unde sunt acum galeriile Maria, era cea mai frumoasă și mai bună în stânga, brutărie. Da. Maria. Brutărie. Brutărie. Aha. Care folosea una dintre cele mai vechi metode de recoacere a pâinii. În fiecare dimineață, între 5 și 7, mirosea toată zona asta a pâine coaptă, a melci. Și mi-amintesc că erau atât de gustoși, pentru că aici era un fel de gărduț așa, iar brutarii aveau un fel de aerisire. Și geamul ăla, și noi spuneam, nenea, haide să ne dați câte un covrig sau câte un melc. Și ăla venea la gemuleț și ne dădea pentru 50 de bani un covrig. Din nefericire, nu știu ce a dus la distrugerea locului și astăzi au construit minuna asta, dar cuptoarele au fost atât de bine făcute că le-au astupat decât să le scoată. Nu le-au scos, da. Nu. Deci, nu. Iar în dreapta este una dintre cele mai vechi construcții din oraș, și anume Casa de Cultură, da, da, care în față are un mozaic cu peste 3 milioane și ceva de piese. Din fericire nu l-au din fericire nu au dărâmat-o sau nu au stricat mozaicul, zicând că este ceva comunist. O altă istorie interesantă a orașului Mangalia este biserica cu hramul Sfântul Gheorghe. Biserica are peste 100 de ani. Din fericire, atunci când a făcut 100 de ani, am fost invitată de către un grup de străini să sărbătorim împreună. Nici de cum români. Nici de cum români, doar conducătorul era român. Uh-huh. Și cu ocazia aceasta am aflat că vestitul rege Carol al II-lea era prieten cu primarul de la vremea respectivă și oferă 10.000 de lei ca să se construiască acest lăcaș de cult. Ne aflăm în centrul vechi al orașului Mangalia, deci perioada în care au început primele construcții în perioada modernă, însemnând puțin după războiul de independență. Faptul că orașul Mangalia devine un puternic centru în care se face o unitate militară, există un exod de militari români care vin aici la Mangalia și aceste blocuri care sunt construite cu ajutorul deținuților politici, pentru că la vremea aia în zona asta a fost descoperit și mormântul cu mozaic de la Calatis în zona aceasta. Și s-a făcut o șosea prin care să se facă paradă. Paradă care avea legătură cu faleza și tot așa se făcea în perioada de în zilele de sărbătoare importante pentru oraș. Aici se făceau paradă cu militar, cu torțe, era foarte frumos. Aha, aha. Și erau acele micuțe tarabe foarte frumos colorate cu albastru, deci parcă le văd și acum, în care vânzătorii ambulanțe vindeau nu numai mici, porumb fiert, care era foarte bun, și diferite obiecte de la mare, scoici, tot felul de minuni în care omul își lua o amintire. În anii acesta este mozaicul, Casa de Cultură din Mangalia, care vă spuneam că este una dintre cele mai frumoase clădiri pe care le are România din perioada de început al epocii moderne. Și din fericire, cei care l-au făcut nu au dezenat secera și ciocanul și tot felul de alte simboluri, da, ale comunismului. Dar probabil că mai existau breșe și mai scăpau
și câteva imagini de genul acesta, folosindu-se peste 3.500.000 de piese de mozaic. Casa de cultură a fost restaurată deja odată, pentru că începuseră să cadă piese, dar avem una dintre cele mai frumoase imagini ale acestui mare mozaic. Pe locul unde există acum această reprezentare, că altfel n-aș putea să-i zic, cum în perioada când eu eram copil, toată zona aceasta era plină de trandafiri, iar în centru era monumentul soldatului necunoscut. Iar în mijloc, acolo, este un vestit mozaic, cel pe care este în fața igafului, făcut din pietre mari de mai multe culori, în dreapta, pe care stradă. Are mai mult de 60 de ani de acum, de când este făcut mozaicul, și a fost cât de cât un pic renovat, pentru că ar fi păcat asemenea tehnică să se piardă. Toate aceste construcții, căminul militar, blocul de alături, cel din spatele meu, totul a fost construit pentru, ca și, pentru militar, ca și locuințe de serviciu. Dar pentru că oamenii au rămas aici, aceste locuințe de serviciu au devenit între timp locuințe particulare și în felul acesta orașul se dezvoltă încet, încet cu venirea acestor militari. Din fericire, în perioada lor, fiind și organizați, poate fiindu-le așa și felul, orașul era foarte curat, plin de trandafiri și, în ultimul rând, toată lumea aștepta cu sufletul la gură sărbătoarea de 23 august. Vă dau cuvântul meu de onoare, la ora 5 dimineața, nu exagerez, la 5 dimineața, fetele mergeau la coafor să se aranjeze, wow, pentru că la ora 9 începea parada. Începeau cei de la casino să iasă în față cu tot felul de oferte, cu mici, cu grătar, cu tot felul de lucruri interesante și toată lumea ieșea în oraș. Era mare sărbătoare, veneau foarte mulți oameni, turiști și orașul era plin. La ora asta n-aveai unde să calci. Deci așa de mulți oameni erau în această zonă. Între timp, autoritățile au decis să construiască ceea ce vedeți aici. Acest monument. Acest monument, așa îi zice. Da. Iar pe partea aceasta, pe vremuri, era o alimentară, o brutărie și o frizerie. Frizeria a rămas și astăzi. Dar erau trei turci care erau atât de vestiți în arta frizeriei că au rămas de poveste. Chiar îmi amintesc că era un domn, Nea San, care, Dumnezeule mare, era vestit, avea o dexteritate la mânuit farfeca și pieptănul, că majoritatea oamenilor se duceau la el. Iar coaforul era undeva pe partea cealaltă. Asta era Mangalia anilor 60-70 până în 80, când, datorită construcției șantierului naval 2 Mai Mangalia, s-a decis ca să se ofere locuință celor care veneau să muncească la șantierul naval. Și a fost un exod de populație românească din toate zonele țării care au venit aici. S-a umplut Mangalia aproape peste noapte. Guvernul, regimul comunist, a decis construcția de apartamente și a început construcția de apartamente, ceea ce ați văzut de la muzeu, încolo spre gară, blocuri mai înalte. Până la, da, dar sunt mai spațioase, mai bune, mai reușite, dar singurul dezavantaj și singurul lucru care noi, din nefericire, că s-a construit peste cetatea antică și asta nu este bine deloc. Dar singurul lucru, aici era o ceasornicărie și așa a rămas. Aici, în dreapta. Deci, și aici se încărcau brichete. Aha. Da, de ce mi-am amintesc? Că la un moment dat, da, așa se făcea, se încărcau brichete și era și un chioșc de ziare. Și era și tutun. Se vindeau ziare și tutun. Toată partea asta, aici erau magazine de încălțăminte, de îmbrăcăminte, de porțelanuri, de ceramică. Acum de... sunt moluri. Bine, mai sunt mini-moluri, da. Singur de cele au rămas tot așa de încălțăminte. Mai unul aici de încălțăminte. De încălțăminte, librăria a rămas tot aici, în care mi-amintesc și acum că pe vremuri era o teșghea înaltă în care eu niciodată n-ajungeam. Nu ajungeați. Așa, și era o întreagă
aventură, că nu mă vedea vânzătorul de după teșghea, că eu vroiam un creion sau o gumă. Da. Mulți ani, că nu mai trăiește săracul, Dumnezeu să-l ierte. Și în zona asta, care vă spuneam eu unde este piața, veneau toți țăranii din comunele învecinate, 23 August, Pecineaga, Dulceș, Moșne, Nealbești, și-și aduceau produsele din grădină în acest loc unde blocul ăsta nu era. Deci în locul blocului deci era piața. Deci în locul piața până unde este și acum. Cu hală, da, da. Aha, ok. Erau două hăli mari, așa, parcă le văd și acum, acoperite doar deasupra. Și pe o parte și pe alta erau tarabe. Traversăm? Da, da. Aici era piața mult mai mult, mare, mare. Toată zona asta era liberă. După care, regimul comunist decide să trântească aici acest un market, o alimentară, și așa a rămas al lui Crăciun de atunci. Că așa a rămas. Între timp, Mangalia, dacă se mărește, i-a trebuit și o primărie. Da. Și noi îi spuneam Casa Albă. Așa îi spuneam, Casa Albă. Aha, aha. Sau Consiliul Popular. Și este primăria asta de aici, dar care pe vremea noastră era mai micuță și avea și mai puțini angajați. Cert este că și în momentul ăsta noi ne aflăm pe partea de construcție, pe partea de construcție a zidurilor elenistice, deci și aici. Și toată zona asta, în anii 70, era locuită de militari. Atât de mulți au fost și așa flota am avut. Da? Da. Iar cât privește flota civilă de la far și până aproape la intrare pe plajă, era plin de nave cu pavilion străin la Mangalia. Deci fără să mai zic ce era la Constanța. Da. Nu pot să, nu știu, n-am explicații plauzibile. Cert este că aici a rămas și aici era plin de militari și tot așa ca acum cu pomi și cu trandafiri, dar erau trandafiri pe toată zona asta. Am auzit trandafiri de mai multe ori, deci da, aveați foarte mulți trandafiri. Da, erau. Dar și pe promenadă. Doar flori, exact, așa de flori. Nu, superb, nu trebuie să fi fost superb. Da, pentru că eu mi-amintesc că când venea, erau pe o parte și pe alta plin de trandafiri și vara era o frumusețe. Da. Era, nu știu cum s-a gândit cu betoanele astea, da, mă rog. Pe partea unde mergem noi acum se află ruinele de epocă elenistică, exact unde mergem noi aici, cam la o adâncime de 2 metri și tot așa, din cauza construcțiilor moderne, noi nu avem acces la aceste construcții, dar știm pentru că în spatele blocurilor sunt case. Case care au fost dărâmate de actualii proprietari și au fost făcute altele mai mari. Au săpat un pic și au dat peste ceva. Da, iar noi am colegii, colectivul muzeului nostru a făcut descoperiri și în acel loc. Din fericire, proprietarii au fost cooperanți și ce am descoperit a rămas bun descoperit. Adică au înțeles că trebuie protejat, ceea ce nu-i puțin lucru. Ne îndreptăm către partea finală a ghidajului nostru, pentru că pe aici avem, pe sub trotuar, avem inevitabil construcții antice, iar acum, cu ocazia săpăturilor de reinstalare a rețelei de apă caldă și canalizare, am reușit, chiar dacă nu s-a săpat la suprafața pe care este nivelul de călcare antic, cu toate astea am găsit resturi de ceramică și de amfore destul de interesante ca formă. Pe sub blocurile acestea și acum, să zic așa, știm sigur că există dovezi ale ruinelor antice. Păcat că nu avem acces la ele. Singurul lucru interesant este că în apropiere de, deci cumva paralel cu strada în care suntem noi, este o biserică catolică. Odată cu construcția acestei biserici,
colegii mei au descoperit zid de incintă elenistic cu ștampile, cu tegule, ștampilate. Tegula este țigla, care atestă, care sunt sigur datate secolul 4 înainte de Hristos. De-aia unii colegi de-ai mei... Ah, uite aici, da, harta. Da, aceasta este harta cu... dar nu este chiar atât de complexă cum este a noastră din muzeu. Asta cuprinde... am crezut că este... Cred că e făcută în timpul comuniștilor, pentru că noi avem și la... S-au făcut toate, și cea de la Constanța și cea din Mamaia, pentru, de la Cleopatra. Noi avem teritorii românești până târziu la Bulgari. Da. Deci, și aici zona de case, aici în spate. Da, noi am săpat. Deci noi avem, noi am săpat. Aceasta este strada Vasile Pârban, aia frumoasă de care vă spuneam eu. Da. Că începând de aici și până încolo era plină de tei. Din fericire poartă numele vestitului nostru istoric Vasile Pârban. Da. Din fericire la casele care se văd acolo, săpăturile din anii... 2000 sau 9, în orice caz recente, ne-au adus la lumină alte artefacte. Colegii mei au mai făcut, au mai tras niște concluzii de la aceste săpături, deci este cert că orașul modern acoperă orașul antic. Acum ne îndreptăm către partea de finală a ghidajului nostru, în care o să vedem descoperirile făcute relativ recent. Zidurile au fost dezvelite mai de mult, dar în anul 2019, 18, 19, colegii mei au făcut, au reinterpretat, au pus cap la cap și cu alte informații descoperite în teren și am să vă arăt ceea ce au descoperit. Este clar că avem o continuare a zidului de incintă care ajunge de acolo până în partea asta, deci este clar că zidul merge undeva în direcția aia. Dar... destul de departe. În stânga, aici. Da. Aici. Acum noi mergem în dreapta, să arătăm aici. Da, aici este zona în care noi ne-am fi dorit o parc arheologic. Cred că au fost niște neînțelegeri. Nu știu, nu am explicația clară. Deci nu știm ce clară. S-a întâmplat. Da, da, da. Ba, știu, da, nu vreau să zic. Ok, așa, bun. Și aceste sarcofage au fost descoperite cu ocazia săpăturilor efectuate spre zona Olimp. Și în anul 2019, Biserica Catolică a vrut să facă aici biserică. Și pentru că noi am zis, domnule, sunt artefacte arheologice, nu ai să poți, că nu e, nu se poate. Și atunci au dezvelit și partea aceasta de talpă de altar, care în perioada romană a fost folosită ca turn de apărare. Mm-hmm. Ce este interesant este că au descoperit șoseaua principală care făcea legătura dintre Tomis și Calatis, și am să vă arăt acum. Iar acolo este un stâlp miliar, coloana aceea, pe care sunt scrise numele împăraților romani sub care s-a făcut acest drum. Drumul este ăsta. Dar ce este atât de interesant la acest drum? Ah, uite-l! Ăsta, da? E clar că pe aici era probabil o intrare monumentală. După cum vedeți, pe aici sunt niște șanțuri, vedeți? Uite, da. Astea așa micuțe. Ei, da. Aici intrau căruțele de la Calatis. Deci dacă nu erau căruțele în perimetrul ăsta, nu, erau de la Calatis. Deci e o soluție eficientă, simplă și foarte bine gândită. Din foarte nefericire, frumos. Deci este clar, da, aici este un alt turn și continuarea zidului de unde venim noi până în această zonă unde se continuă probabil sub blocul din fața noastră. La fel, aceeași situație neplăcută, faptul că avem construcții private deasupra, nu putem continua săpăturile și nici cercetările așa cum probabil ne-ar fi plăcut. Avem și câteva ruine ceva în fața
acestui ziduri. Deocamdată nu știm cam ce anume ar putea fi, dar dacă săpăm, probabil m-am fi săpat mai departe sau sub blocul din fața noastră și chiar de la muzeu încolo, probabil că am fi dat de noi dovezi arheologice în care ne-ar putea spune mai multe povești despre anticul Calatis. Și am încălecat poșa și v-am spus pentru azi povestea. Suntem foarte bucuroși și ne bucurăm foarte tare că v-am descoperit. Mă bucur și eu că ați venit la Mangalia, că ați descoperit minunile astea împreună cu mine. Nu ne imaginam că v-am și spus că la sfârșit are o așa poveste încărcată. Și da, exact, am fost norocoși să vă cunoaștem și să ne spuneți povestea. Și eu vă aștept și cu alte povești, pentru că acum noi am făcut o, să zicem așa, doar o amintire, dar dacă este să le luăm mai în amănunțit și să vedem și pe mobila Documaci și pădurea Hagieni, să vorbim mai mult despre construcția Bisericii Sfântul Gheorghe sau chiar și despre poveștile turco-tătare pe care le tot spun cei care sunt mai în vârstă, vă garantez că Mangalia are mult mai multe de spus. Tot ceea ce am vrut eu să includ măcar astăzi în această parte de documentar, am considerat că sunt principalele puncte ale orașului antic Calatis și importanța pe care a avut-o în antichitate. Asta cumva pe mine m-ar bucura să o afle cât mai mulți oameni din, nu numai din țară și din străinătate, fiindcă am și plăcerea aceasta de a primi oaspeți de afară și atunci când află despre minunile de la Calatis și în general cele care sunt în Dobrogea și în România, rămân plăcut impresionați. Eu am convingerea că încă mai sunt oameni de bună credință în țara asta, mai am convingerea că sunt încă buni arheologi și buni istorici care sper din suflet să împărtășească și copiilor dragostea către istorie și către lucruri care țin de existența noastră pe aceste meleaguri. Vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Noi vă mulțumim. Și vă aștept și cu alte ocazii. Toate cele bune. Mulțumim, toate cele bune. Pa, pa.